Bună ziua! Bine ați venit la podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Astăzi avem o invitată foarte dragă nouă în preajma sărbătorilor de iarnă, Ioana Flora, care este chiar de curând, de câteva luni, angajată a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și ne simțim foarte onorați. Bucuria e și de partea mea, credeți-mă, bună ziua, mulțumesc de invitație și mulțumesc de primire. Mă bucură foarte tare că e fix orașul Târgu Jiu, că e fix orașul în care eu am copilărit, dar putem povesti despre asta oricând mă întrebați. Deci, mulțumesc de invitație. Ioana, când te-ai mutat cu familia în Târgu Jiu, la ce vârstă aveai? Mama mea e din Târgu Jiu. Mama a migrat așa de la Târgu Jiu spre București și apoi în altă țară, în Serbia, iar eu m-am născut acolo. Deci sunt gorjeancă pe jumătate și bănățeancă din Banatul Sârbesc pe linia paternă. În concluzie am trăit acolo, pentru că tata era de acolo, dar jumătate din copilărie spunând, adică jumătate din vacanțele și tot ce înseamnă lumea mea, era legată de Gorj. Cealaltă jumătate era legată de Banat. Având verișori aici, mătușe, cum să spun? Veneai și în vacanțele de vară? Fix vacanțele le petreceam aici. Adică, unde exact? Vacanțele, unde în satul Rugi, de lângă Târgu Jiu. Mama mea e din familia Ungureanu și de aceea sunt cumva orice alt oraș din țara asta n-aș fi fost același lucru pentru mine. Pentru că îmi reînvie tot felul de... am sentimentul de acasă. Cam asta este ce trăiesc venind în Târgu Jiu. De căldură, de acasă și de ceva foarte, cum să spun, plăcut. Știu că mi-ai povestit la un moment dat că a fost un timp în care ați hotărât să vă mutați înapoi în România. Da, s-a întâmplat după liceul, după liceul meu. Deci după ce am absolvit liceul ne-am mutat în România și m-am scris direct la facultate în București. Nu pot să spun că a fost un moment foarte ușor pentru mine, adolescentă fiind, vreau să rămân acolo. Adică vrei să rămâi acolo unde ți erau prietenii și unde ți-ai construit niște lucruri și unde ți s-a petrecut viața până atunci, dar se pare că părinții au adus de fapt o decizie foarte bună, pentru că în perioada aia era o situație socială foarte complicată acolo și pentru mine tot ce a însemnat România a fost ca un fel de cadou. Ulterior mi-am dat seama, după ce m-am maturizat un pic, că nu e foarte ușor să pleci din calea războiului. Eu gândindu-mă acum la tot felul de știri pe care le vedem și noi ne gândim că avem multe probleme. Multe probleme care unele țin de ego, altele țin de tot felul de alte lucruri, mai mult sau mai puțin importante, și când vezi că ce se întâmplă în momentul ăsta și că suntem aproape de apăsarea unui buton roșu, atunci poate poți să-ți reevaluezi niște lucruri importante și mai puțin importante din viață, să prioritizezi niște lucruri care contează cu adevărat. Dacă ai fi rămas acolo, ai fi urmat tot profesia asta? Ai fi vrut să o faci? M-am întrebat asta și cred că n-aș fi avut curajul să fac asta. Cumva o țară nouă, așa am simțit cumva, cred acum, pritocind ce am făcut și ce s-a întâmplat, eu făcusem liceul de arhitectură, absolvisem liceul de arhitectură, făcusem balet, pian, 9 ani, 6 ani de balet, 9 ani de pian, deci cumva aveam așa un soi de traseu artistic, de căutare artistice, și verișorul meu, care era din Târgu Jiu, era deja la arhitectură, student în București. Și am zis, vreau și eu arhitectură. Bine, oricum eram la liceul de arhitectură. Și tata m-a scris la facultatea de arhitectură, urma să dau examen. Și am venit eu cu surpriza și am zis, nu, mă fac actriță. Și a fost așa, a fost dezaprobare inițială, pentru că i-a surprins, dar a fost, cred că, un gest al meu de rebeliune de a îmi da măcar dreptul, de a-mi oferi acest drept de a alege ce vreau eu. Eu alesesem și arhitectura, dar îmi dădeam seama că cumva nu aș fi fost în vârf. Nu aveam acel talent specific. Desenam destul de bine, eram un copil foarte bun la toate materiile, înțelegeam foarte rapid lucrurile, dar nu aveam talentul specific spre asta. Și atunci am zis că nu vreau să-mi fac răul ăsta de a alege ceva în care nu am șansa, dacă sunt determinată, muncitoare, să ajung cumva foarte departe.
Și avem colegi care erau pasionați, că aveam proiecte, deja făceam proiecte de apartamente și așa, erau pasionați și în ultima noapte cu o prietenă ziceam, punem aici baia, punem aici. Deci nu aveam pasiune în direcția asta. Și am tot căutat-o. Am căutat-o și prin, am făcut cor, balet, engleză, pian și așa. Am tot căutat zona, nișa, tatăl meu fiind scriitor, poet, în care aș putea eu să mă exprim artistic cumva. Și nu știu, a fost probabil o decizie foarte intuitivă, pentru că nu mă verificasem până atunci dacă aș putea să fiu o actriță bună sau nu. Dar cum totuși de-a venit ideea asta? De ce nu scrisul, dacă tatăl tău știm că e un mare poet? Încercase puțin, dar mă îndemnase să scriu și când a citit ceva a zis, lasă-te. Ceea ce nu înseamnă că nu pot să scriu bine. Dar eu în continuare am o mare admirație pentru tot ce a fost tata și tot ce a însemnat generația, și nu numai generația lui, el a făcut parte din generația 80-iștilor, cu scritori cum erau Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun și așa mai departe. Și mi se părea că ei citeau mult mai mult decât noi. Chiar așa era. Biblioteci întregi, deci... Ceea ce nu mă face, adică nu pot să-mi dau acum în cap și să spun că n-am făcut destule, pentru că am făcut destule pentru meseria mea. Dar mi se părea că pentru a fi scriitor trebuie să fii foarte, foarte un intelectual cu adevărat. Ceea ce se aplică normal și la actor, și mai mult la regizor, de a avea o cultură generală importantă. Bine, nu asta m-a descurajat. Pur și simplu n-a fost să fie să scriu, să am pană, am pană. Dar așa, pentru lucrurile care, nu știu, neinformale, adică nepublicabile. Și cum a fost examenul? Cum? A fost foarte interesant. Eu am intrat pe locurile pentru studenții străini. Deci am avut cumva norocul ăsta. Te-ai pregătit pentru examen? Normal că m-am pregătit pentru examen. Normal că m-am pregătit cu examen. Nu, dacă te-ai pregătit cu cineva sau te-ai pregătit singură? M-am pregătit pe ultima sută de metri. M-a auzit un domn regizor. Noi nu cunoșteam pe nimeni, adică, probabil că tata îi cunoștea, dar cumva prin legături. De obicei, nu știu cum să spun, lumea scriitorilor de obicei se aliază cu lumea pictorilor, artiștilor plastici, nu știu de ce. Iar noi suntem o lume separată, actorii, regizorii de film și de teatru și așa. Și părinții, normal că au zis la un moment dat, bine, hai totuși să vedem dacă ai șanse să intri. Și atunci m-a văzut de câteva ori regizorul respectiv. Și a zis, bine, e perfectibilă. E perfectibil, mi-mi place cuvântul ăsta de perfectibil. Îmi dă o conotație de faptul că tot timpul în meseria asta nu te poți opri. Tu trebuie să înveți mereu. Da. Și să înveți mereu de la cine poți să înveți. Și cred că în toate profesiile se aplică. Da. Determinarea și cumva drumul pe care îl parcurgi. Niciodată nu poți să zici, mamă, gata, am descoperit adevărul absolut. Știu tot. Te-ai, în momentul ăla te-ai oprit din evoluție. Din evoluție, da. Și asta a fost. Examenul a fost așa, ca dintr-o suflare, cumva. Am intrat în facultate. La cine, la clasă? Și după aia, la clasa lui Alexandru Repan și Mitică Popescu. Și la fel, nu cunoșteam pe nimeni. Eram foarte intimidată de studenții pe care îi vedeam, pentru că tata îmi făcuse așa un fel de... mă pregătise și a zis, copiii aici învață foarte mult. O să ai multe muncă. Și eu m-am speriat. Și chiar am muncit. Am muncit mult, adică am muncit bine și dragă cu mine, pentru că 5 ani mi-a luat să pierd accentul. Vorbeam limba română în casă, începusem să citesc în limba română, dar gândiți-vă că până atunci făcusem școala în limba sârbă. Prietenii, tot, trăisem în Serbia. Și țin minte că am recitit în limba română Un veac de singurătate în clasa a 12-a și nu știam foarte clar ce înseamnă jumătate din cuvintele de pe pagină. Le căutam în dicționar. Deci nu aveam obișnuința de a citi în limba română. Și am început să citesc mult. M-am uitat mult, mult, zile în șir, mă uitam la știri, la cum se pronunță, la pronunția limbii române, la melodia limbii române, adică cumva mai specific decât o făceam până atunci.
Și mai mult de atât, mi-a luat câțiva ani să nu gândesc cum aș juca în limba sârbă și să-mi retraduc și să retraduc intenția, pentru că sunt diferite. Dacă eu vorbesc în limba sârbă acum, vorbesc cu două tonuri mai jos. Sau chiar trei. E altfel. Pur și simplu, fiecare limbă și are. Actorul, din păcate, are această paradigmă că greu poate să își cumva să-și extindă experiența și în alte țări și alte limbi, pentru că e mai complicat. Mm-hmm. Mai ales actorul de teatru. Și actorul de film, da. Dar și de actorul de teatru, da. Se simte imediat dacă ești sau unde acolo. Și eu mi-am dorit să nu se simtă că sunt din altă parte. Nu se simte. Mulțumesc mult după 25 de ani. Da, am câștigat acest. Ioana, tu ai făcut foarte multe filme, unele importante. Ai obținut și premii remarcabile. Cum a început drumul ăsta al tău în lumea filmului? Pentru că totuși nu putem spune că avem, deși ne dezvoltăm, continuu o industrie de film, tu totuși ai avut norocul, șansa, da, și nu numai, sigur, și talentul necesar să faci multe filme. Da. A fost un moment norocos. Aș putea să spun că a fost norocos, dar cumva, în același timp, am pornit cumva în paralel și în teatru și în film, prin două întâlniri importante. Înainte de a avea întâlnirea cu Cristi Puiu la Marfa și Banii, pentru că ăla a fost momentul care a declanșat, de fapt, un drum al meu în cinematografie, și eu am spus mereu în interviuri că eu am mers și am făcut acolo unde mi s-au deschis ușile, acolo unde mi s-a oferit să joc. Iar în teatru, cu 2 ani înainte, am avut șansa să debutez la Vlad Mugur. Și am făcut 2 spectacole la rând la Vlad Mugur și pe lângă Vlad Mugur am avut șansa să joc mult timp de 2 ani. Ioana, scuză-mă că te întrerup. Da. Spune-ne puțin, că nu toți cei care ne urmăresc știu cine a fost Vlad Mugur. Vlad Mugur a fost, doamne, e atât de vast. De altfel, doamna Florica Ichim a scris o carte despre Vlad Mugur, pe care am citit-o și recitit-o. A fost un mare maestru al teatrului. A fost unul dintre marii maestri ai teatrului românesc. Pe lângă Ciulei, Pintilie... Care și-a pus amprenta asupra... Care și-a pus amprenta unei întregi generații, generației sale și apoi toți cei care am avut norocul ăsta să... cumva să lucrăm cu maestru, că toți îi spuneam maestrul Vlad Mugur. Un mare regizor. Un mare regizor. Și care știa să descopere, să vadă în actor... Știa să te facă să înflorești cumva. Știa să-ți dăruiască felul în care o făcea. Eu am învățat prin cele 2 spectacole pe care le-am făcut 2 ani la rând ce înseamnă arta actorului și care este... meseria de actor și arta actorului. Am înțeles pentru prima dată fiind pe scenă că e o artă. Că e o artă, dar e și o matematică în același timp. Primul spectacol era un spectacol manifest scris de Peter Handke, Scandal cu publicul. Era o trupă tânără, ne strânseseră Corneliu Dan Borcea, care a fost un manager care a știut cumva să aducă, și-a dorit foarte mult să hrănească trupa cu regizori care să vină să facă ceva cu ei bun, frumos și grăitor, adică important. Și al doilea spectacol a fost o comedie neagră, un bulevardier, de fapt, o piesă bulevardieră, dar tratată ca o comedie neagră, cu muzica lui Nicu Alifantis. Jucam cu Claudiu Bleunț, că era invitat pentru rolul respectiv în teatru, și de unde nu credeam că pot să fac comedie, de unde nu credeam că pot să cânt pe scenă, am și jucat comedie, am și cântat pe scenă și totul a fost minunat. Și felul în care îți descria lumea personajului, că țin minte că mi-a spus legat de personajul meu, dragă, ea este o văcuță care se crede și cântăreață de operă, dragă. Și atunci cumva felul în care lucra era magic, pur și simplu magic. Și felul în care se uita la noi în timp ce lucram, că era acolo prezențul, te zicea, eu pe scenă văd tot. Și vedea tot pe scenă. În rest, în viață, așa, nu-l interesau detalii de genul unde mâncăm, unde suntem, ce mâncăm sau ce se întâmplă în rest. Dar pe scenă vedea absolut tot. Vedea absolut tot, fiecare mișcare milimetrică a gândului unui actor. Și era mereu acolo. Era ca un fel de mentor. Eu l-am perceput ca pe un fel de mentor pentru mine, pentru că am învățat
multe, foarte multe, foarte multe, un fel de abecedar și un fel de, cum să spun, deontologie a profesiei astea. Cât muncești tu cu tine. Și asta mi s-a părut dintotdeauna, că diferența unui drum major nu-l face neapărat talentul, că suntem mulți talentați, îl face determinarea și cât muncești tu cu tine. Eu dintotdeauna am vorbit despre, niciodată nu m-am comparat cu alții, unde a ajuns ăla și eu n-am ajuns, ce am făcut ăla și n-am făcut, nu, eu mereu m-am comparat cu mine în momentul ăsta și unde am fost și unde vreau să ajung, și atunci am căutat mereu, iar întâlnirea cu Vlad Mugur cumva mi-a întărit, pentru că talentul este suma unor abilități pe care le-ai dezvoltat în timp, muzicalitatea, corporalitatea, gândul, ABC-ul construcției unui personaj, ce ești tu, domnul Repan spunea la un moment dat, e ca o orchestră, un spectacol e ca o orchestră, o piesă în care fiecare personaj e un instrument și trebuie să știi cum ar fi piesa dacă n-ar exista personajul. Deci ce aduce în plus personajul tău? Despre ce vorbește? Sunt teme universale dacă le luăm așa. Despre iubire, despre sacrificiu, despre cum, de exemplu, avem în ultimii, nu? Despre ce vorbește Sofia? Despre ce vorbește personajul? Despre un drum ratat al maternității ei. Pentru că ai vorbit de ultimii, de spectacolul nostru, la care ținem cu toții foarte mult, la spectacolul acesta și nu numai. Eu te-am urmărit pe tine, nu special, dar așa s-a întâmplat în viață să-ți văd câteva filme și să te admir, deși nu te cunoșteam. Mulțumesc. Ca actriță. Și la un moment dat întâmplarea a făcut să ne întâlnim și să ne cunoaștem dincolo de profesie și ți-am povestit despre faptul că sunt manager la Teatru Dramatic Elvira Godeanu de câteva luni și despre ceea ce vreau eu să fac aici, despre ce gândesc să fac în acest teatru cu oamenii de aici și ți-am pus oarecum întrebarea, nu speram la mai mult, dacă ai vrea să vii alături de noi la un moment dat. Nu te-am întrebat niciodată ce oare te-a convins, ce oare, de ce ai acceptat, pentru că tu ești o actriță foarte cunoscută, de ce ai acceptat să vii în teatrul nostru. Sunt trei motive, da? Și o să le mai număr pe toate. Primul a fost un moment în demersul meu actoricesc, în care pentru prima dată am știut cu siguranță că doresc să mă angajez. Adică să-mi asum această responsabilitate. Pentru că orice gest presupune după aia să te responsabilizezi pentru el. Am evitat cumva, am preferat libertatea de a putea să fac proiectele mele, de a genera proiecte, de a fi actor independent în ceea ce privește teatrul, fix ca să pot să fac, de exemplu, să nu-mi interzică nimeni să mă duc să joc într-un film, dacă e, și să nu încurc, de fapt, lumea. Că despre asta e vorba. Adică dacă tu te angajezi într-un loc, trebuie să fii acolo atunci când ți se cere. Atunci când e nevoie de tine, să fii acolo. Da? Nu pentru statul degeaba. Când n-ai treabă, n-ai treabă. Și pentru noi actorii, fac o paranteză, când n-ai treabă e cel mai trist moment. Adică noi nu ne dorim vacanțe. Suntem atât de diferiți față de orice alt om care zice, aoleu, de-abia aștept concediu. La noi concediul nu ăla scris când îl ai. Concediu înseamnă că n-ai de lucru. Și asta e mai mult de o tristețe decât o bucurie. Deci s-a potrivit cumva cu un moment în care eu am decis că îmi doresc să mă implic cumva la modul ăsta. Al doilea motiv a fost că Târgu Jiu, și am spus la început, pentru mine Târgu Jiu este altfel decât orice alt oraș în afara de București din România, și al treilea a fost cumva ce am intuit și ce am înțeles ulterior că doriți să faceți în acest teatru. Și anume, corectați-mă dacă greșesc, să aduceți regizori importanți care să facă proiecte importante pentru trupa de aici. Corect. Pentru mine asta înseamnă, cum să spun, o preocupare a unui om care este pe postul ăsta, nu este pe postul de actor, nu este pe postul de orice altceva, este pe postul de manager. A nu se confunda
cu profesia de actriță. Eu dacă sunt actriță și mă angajez undeva ca manager sau așa, sunt privită de către oamenii care au discernământ ca manager, nu ca actor. Da? Și atunci, din punctul ăsta de vedere, și dovada au fost cele două proiecte din care fac parte și al doilea proiect din care face parte majoritatea trupei de aici, colegii mei minunați, de a ni se oferi șansa să jucăm și să avem niște roluri majore, pentru care în București te lupți mult. Da. De curând am avut o discuție cu o colegă de-a mea care jucase într-un spectacol și zice, ce person, ce rol, zice, am așteptat 30 de ani. Da? Să te întâlnești cu niște roluri majore nu poate să fie decât o bucurie. Pentru oricine, toată lumea din spectacolul acesta, ultimii, are ceva de spus. Nu este nimeni acolo degeaba. Majoritatea, hai să zicem, majoritatea de 80% are niște roluri majore. Să știi că publicul simte asta și, și tu și ceilalți colegi ai noștri care joacă în spectacol simt asta la finalul spectacolului, la aplauze. Da. Feedback-urile sunt extraordinare care vin după spectacol din partea publicului. Da. Sunt surprinși de spectacol, de povestea spectacolului, de voi, care sunt, toți sunteți foarte buni în spectacol, toți. Și eu simt asta. Minunat sunteți. Și primesc și telefoane și mesaje cât de bun e spectacolul, cât de buni sunteți voi. Gândirea asta prospectator mi se pare absolut esențială. Pentru că, de exemplu, poate să existe un program în care să zici vreau să aduc regizorul cu tare care să șocheze. Pentru că, na, nu există. Gândirea prospectator înseamnă, după părerea mea, umilă, nu știu, înseamnă mai întâi să-i oferi ce știe să perceapă și cu ce a fost cumva, cu ce poate să accepte. Da. Estetic vorbind, pornind de la lucruri care șochează mai mult sau mai puțin, da? Și ca și estetică, dar ca și mesaje, să zicem, ca și alegerea unor piese. Iar gândirea prospectator este esențială, pentru că noi pentru spectatori existăm. Da. Și atunci, din nou, mi se pare un demers foarte potrivit să îi oferi spectatorului o poveste de genul ăsta. Deci e o alegere. Niciodată nu poți să spui că unul are absolută dreptate și celălalt absolut greșește. Normal. La fel și între public și noi, cei care le oferim produsele artistice. Este o relație care ea trebuie hrănită în direcția în care mai dai un pic, mai vezi cum reacționează. Ne educăm unii pe alții. Și ei pe noi ne educă în ceea ce își doresc să vadă de la noi și noi pe ei. Da, de altfel noi suntem într-un demers acum, voi nu știți asta că sunteți acolo, dar noi în foyer, înainte de fiecare spectacol, avem niște chestionare pe care le distribuim spectatorilor în care au scopul chestionarele astea să vedem da, afla ce își doresc. Ce-și doresc. Ce-și doresc da. Cu adevărat, care sunt minusurile noastre, ce ar trebui să facem. La sfârșitul anului, da, peste două săptămâni, trei săptămâni, o să facem așa o statistică și din 2024 o să începem să încet, încet să... Să vedem ce ar putea să mai funcționeze da, în plus. În plus, exact. Să vedem. Da, asta este, asta se numește un dialog. Uh-huh. Asta se numește un dialog. Da. Eu, cum să spun, eu e o manifestare a unui dialog. Primul proiect n-a fost cu trupa, a fost cu doamna Maia Morgenstern și cu colega pe care o cunoșteam, cu Voica Oltean, și după aia am regăsit trupa. Da? La fel, aș începe prin a spune că orice element nou adus într-o comunitate reprezintă o surpriză, reprezintă un timp în care ei trebuie să se adapteze. Dorința de a adapta unii la ceilalți ține de fiecare. Corect. Eu am venit absolut deschisă. Eu sunt un om care, în primul și în primul rând, uneori îmi reproșesc chestia asta că sunt results oriented, ca să nu traduc în română, față de people oriented, în sensul în care pentru mine cel mai tare contează ce se întâmplă pe scenă. Pentru mine contează să mă perfecționez eu.
Da? Eu cu mine. Și admir întotdeauna când întâlnesc oameni care gândesc la fel. Să-și perfecționeze mijloacele, să lucreze mereu cu ei, cu corpul lor, cu vocea lor, cu gândirea lor, cu cultura, cu, cum să spun, e ca un bagaj pe care trebuie să-l mereu, când întâlnesc oameni care fac la fel sau gândesc la fel, se nasc, la un moment dat, nu mai știu dacă de la tata sau, cred că tata spunea, că de fapt, când avea întâlniri cu scriitori, cu poeții sau așa, se nășteau scânteie de idei. Uh-huh. Când se generează proiecte, eu vin dintr-un mediu de independent, eu sunt mereu cu bagajul pregătită la ușă. Nu m-am lăsat niciodată cumva așa pe spate, în fotoliu, să spun, uite, m-am hăituit mult. Adică mereu pregătită să dau probă, să dau un casting, e o luptă acerbă, adică lumea asta mare e o luptă acerbă. E așa o meserie este, da. Care este o meserie de lupi. Nu spunea degeaba domnul Albulescu că trebuie să ai ficat tare pentru asta. În sensul în care tu trebuie mereu să dovedești că ești destul de bun. Ori asta este o paradigmă a actorului foarte nefericită. Pentru că el mereu trăiește într-o nesiguranță. Oare am fost destul de bun? Poate n-ai fost potrivit. Poate fața ta n-a fost potrivită. Poate în momentul ăla nu se potrivește cu... Mi s-a spus toată viața când nu luam și noi toți cred că cunoaștem asta... Ești prea scund, ești prea înalt, ești prea plinuț, ești prea slab, ești prea, 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 prea. De fapt, n-a fost să fie. Nu știu cum să spun. Până înveți, de fapt, că drumul tău nu ține doar de alții, cu toate că paradigmatorul este să te aleagă cineva. Dacă nu te alege, eu eram la Piatra Neamț la un moment dat și nu jucam în perioada aia, că nu jucam în perioada aia, nu știu, cu toate că am jucat mult la Piatra Neamț cât am stat angajată. M-am apucat și am tradus o piesă din Serbia de o autoare extraordinară, sârboaică. După aia s-a jucat la Bulandra, Cristian Teodor Popescu a montat-o, am jucat și eu. S-a preluat de către facultate. Acum, în continuare, trilogia belgradeană a rămas așa un fel de... Și lumea când zicea, tu ai adus-o în România? Da, pentru că eu nu pot să stau. Și apropo de asta, când regăsești această pasiune, pentru că atunci respect... Atunci, eu am respect pentru toți oamenii, în special colegii mei actori, unde se întâmplă și peste tot există a mixed bag, adică există un fel de combinație. Unii sunt mai puțin pasionați, alții sunt mai mult pasionați. Nu discutăm talentul. Nu. Pentru că talentul e o sumă a unor abilități pe care tu, dacă ești dispus să-ți oferi timpul pentru asta, nu se poate să nu ai rezultate la un moment dat. Iar eu îmi doresc ca noi, trupa asta noastră, să obțină rezultate din ce în ce mai valoroase. Asta îmi doresc pentru noi. Și gândesc în termen de noi, pentru că fiecare la el acasă poate să devină, nu știu, fericit sau nefericit, mulțumit sau nemulțumit. Atâta vreme cât pe scenă funcționăm, pentru mine nu a contat niciodată culisa. Niciodată nu a contat culisa pentru că este pierdere de energie. Și cred cumva că dacă ar fi contat culisa, și ce se întâmplă, ca să înțelegem, culisa e între ghilimele, ce se întâmplă în culise, cine, ce, care, cum, unde, nu mă interesează, pentru că îmi pierd vremea și energia. Poate nu aș fi făcut atâtea lucruri. Nu m-a luat nimeni pe sus să-mi spună, ia, nu vrei postul ăsta, nu vrei acolo, pentru absolut orice lucru am luptat. Mulțumesc mult, Ioana. Sunt sigur că ai planuri de sărbători. Să mă odihnesc. Da, nu cred că o să te lase copii. Cu familia, da. Da. Ne vedem în 2024. Mulțumesc încă o dată, Ioana. Și eu, mersi. Mulțumesc mult. Sărbători fericite. La fel.